Oamenii de știință au prelevat probe de la 141 de pisici din Wuhan. Acest ultim studiu arată că între 10 și 15% dintre pisicile din Wuhan, locul din care a plecat pandemia de COVID-19, s-au infectat de la stăpânilor. În cazul a 15 pisici au fost găsiți anticorpi COVID-19. Trei feline care aveau cei mai mulți anticorpi aparțin unei persoane care era infectată atunci când a fost făcut studiul. Specialiștii spun că, deși în Europa nu sunt suficient dovezi care să arate că animalele pot fi infectate sau pot răspândi virusul, trebuie să fim precauți. Din punct de vedere medical, cel puțin în România, nu există nicio dovadă și în Europa, din câte știu eu, în momentul de față, doar două citări ale unor pisici, că trebuie să facem altceva decât să luăm măsuri foarte clare de precauție. O persoană infectată cu acest virus nu intră în contact nici cu oameni, nici cu animale de companie. Studiile genetice realizate până acum arată că acest virus are origine animală. Știm însă că ruta predominantă de transmitere a virusului este de la om la om și că până acum nu au apărut dovezi că animale de companie pot răspândi boala. Persoanele sănătoase nu au niciun motiv să restricționeze contactul cu animalelor de companie, iar pe de altă parte, pacienții infectați cu coronavirus ar trebui să evite contactul cu animale de companie pentru a nu le infecta.